Viorica Dencil pune punct speculațiilor, nicio persoană nu va avea pensia diminuată. Precizări despre pilonul 2 de pensii. Premierul Viorica Dencil a anunțat joi, în edina de guvern, ce nicio persoană nu va avea nicio pensie diminuată de la stat, dacă contribuie la pilonul 2 de pensii. Pentru ce în ultima perioadă au apărut o serie de speculații în spațiul public, vreau să fac câteva precizări legate de pilonul 2 de pensii. Finalizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea pilonul 2 de pensii reprezintă una din prioritățile trimestrului următor, iar în acest sens ne vom asigura că nicio persoană nu va avea o pensie diminuată de la stat, dacă contribuie la pilonul 2 de pensii. Pentru a face acest lucru, am format o echipă care poartă discuții cu administratorii de pensii private și cu asociațiile de beneficiari de aceste pensii private pentru a crea un cadru nou, un cadru european cu mai mult deschidere pentru economisire și investiții. Ne propunem ca până la sfârșitul trimestrului 2 acest cadru legal să obțină avizul AS și apoi să poată fi aprobat în guvern, a spus Dencil, la începutul ediniei de guvern.